Suntem în continuare în zona de relaxare. M-am propus lucrul acesta în ediția de astăzi și iată, Bucureștiul e în vizorul nostru cu o locație foarte frumoasă. Le Blanc Spa Boutique. Un loc frumos, un loc care, în momentul în care ați intrat, pur și simplu vă îmbrățișează. Vin și vă sugerează și vă propun o sumedenie de servicii și, desigur, tratamente chiar, de care puteți beneficia dacă, desigur, vă repet, ajungeți la Le Blanc Spa Boutique. Locul care ne găzduiește, vizionarea plăcută. Despre Le Blanc, vorbim cu proprietarul locației, om tânăr, cu ambiții foarte mari, ce știu că ești oltean și o să o spun, și nu de oriunde, din Scorniceștiul lui Ceaușescu, ai lăsat Scorniceștiul și ai venit în București. Hai să facem cunoștință, întâi de toate, cu cine stăm de vorbă. Alexandru Sejac este numele meu, sunt managerul acestui spa. Ai lăsat Scorniceștiul și ai venit în București. Și iată, drept dovadă, stă Le Blanc Boutique Spa, Spa Boutique, loc superb. Unde, de cât timp, povestește-mi? Am deschis de 6 luni. Da, suntem... Aspăt. Exact, da. Sunt... Ca o pâinică caldă. Exact. Suntem în Herăstrău, în inima parcului Herăstrău, pe strada Ceasornicului, numărul 12, mai exact. Zona nord, de nord a Bucureștiului, o zonă cu pretenții. Exact. Știi unde te arunci, nu? Când ai... La bun început. Ceea ce lume cu pretenții în zonă. Exact. Și cred că ne-am ridicat la nivelul așteptărilor, cerințelor, exact. Perfect. Așadar, 6 luni e ca și când astăzi s-a deschis locația. De ce beneficiază în momentul în care ei, iată, vă trec pragul? Ei pot beneficia de masaje terapeutice. Mai exact, noi vindecăm durerea sau stresul, sau ambele la pachet. Dacă ai o durere de spate, o durere musculară, vii la noi și noi știm ce să-ți facem ca să pleci de aici vindecat, să nu mai ai durerea respectivă. Dacă ești stresat din cauza jobului, din cauza stresului cotidian, la fel. Noi știm ce tehnici să-ți aplicăm ca tu să pleci cu creierul cât mai liniștit și a doua zi să poți să o iei de la capăt cu un alt vibe. Câte tipuri de masaj le oferiți? Avem foarte multe tipuri de masaj. Cele mai cerute tipuri sunt tipurile de masaj terapeutic, deep tissue, relaxare, pietre calde, prenatal. Prenatal? Exact. Dacă vine o mămică însărcinată și acuză dureri ale spatelui, dureri ale picioarelor, care sunt niște dureri normale, dânsa vine la noi și o să aibă parte de un tratament special ca atunci când pleacă de aici să plece mult mai liniștită și cu durerile ameliorate. Spuneam că este și partea de tratamente. Aici dezvoltăm puțin, Alex, tot ceea ce înseamnă această poveste de tratament, de grijă față de aspectul fizic, pentru că în direcția asta cumva
mergeți cu această poveste, te rog. Avem în locația noastră un ultim aparat de ultima generație de aparatură pentru slăbit. Aparatul se cheamă Eximia. Aparatul are trei funcții foarte importante: laser, radiofrecvență și vacuum. Toate aceste funcții combinate dau rezultate foarte, foarte bune. Avem rezultate de la prima ședință. Asta am auzit că e foarte, foarte eficient. Exact către ce anume e indicat să folosești Eximia? Către ce povești? Unde? Cum? Pe ce zone? Eximia se poate folosi pe tot corpul, full body, pe burtă, pe coapse. Unde avem surplus de grăsime. Exact, exact, exact. Dacă ai puțină burtică, vii la noi și la fel, pleci fără burtică. Înțeles că și la gușă se întâmplă la fel. Gușă, da, și tratamente faciale, avem tot ce trebuie. Deci, aparatul în sine e extrem de complex? Da, da, da. Este foarte complex și ajută la modelarea corpului. Pe final, Alex, că nu vreau să te chinui mai mult, mă gândesc că atât tu cât și Carmen, împreună fiind, aveți totuși gânduri mari în ceea ce înseamnă Le Blanc Spa Boutique. Rămânem doar la locația de aici, din zona Nordului? Vrei să dezvolți sau vii cu servicii în plus aici? Care ar fi planurile de bătaie? Cu siguranță nu o să rămânem doar la locația deschisă aici, în Herăstrău. O să ne extindem în tot Bucureștiul, în mai multe zone din București. Ambiții mari. Da, avem ambiții foarte mari și o să le realizăm. Cam pe când așa următoarea locație? Cred că undeva în 5 luni o să începem căutarea unui spațiu și o să deschidem și următoarea locație. Deci până la sfârșitul acestui an va fi încă un Le Blanc Spa Boutique 2. Exact, exact. Alex, felicitări, abia aștept să ne chem și la Le Blanc 2 când e să-l deschizi. Felicitări amândorora, bravo! Mulțumim mult și nu trebuie să ne credeți pe cuvânt, trebuie să veniți chiar aici la noi să testați serviciile pe care noi le oferim și cu siguranță o să vă placă și vă veți întoarce cu mare drag la noi. Mersi mult, Alex! Voi să rețineți Le Blancul aici, în zona de nord a capitalei, un loc pe care, repet, vi-l recomand din suflet. Ne reîntâlnim imediat după ce se întâmplă mici lucruri, cred că publicitate, Țumpi știe mai exact. Ce avem în focus în minutele următoare? Clinica, iată, scrie și în spatele meu, Flawless Clinic by Dr. Audai. Dacă vă spune ceva numele de Audai, bine. Dacă nu, dezvoltăm imediat după. Vizionare plăcută! Așadar, e un loc frumos, e un loc unde vii și te faci mai frumoasă sau mai frumos decât ai ajuns. Ideea e că totul cu ajutorul acestui om de lângă mine, despre care v-am spus, Dr. Audai. Ce faci?
Bine v-am găsit, în primul rând. Mulțumesc pentru invitație. Ce să fac? Bine, sărbătorim ziua de naștere printr-un interviu. La mulți ani! La mulți ani, pentru că astăzi fix este ziua lui Audai. Ne-am nimerit, uite, ca să da, vezi cum exact, da. A vrut bunuțul Dumnezeu să ne nimerim fix de ziua ta astăzi. Hai să vorbim de Flawless. Da. Unde, de cât timp, ce servicii, ce tratamente, ce gen de intervenții ofer tuturor celor care aleg Flawless-ul ca destinație pentru ceea ce înseamnă frumusețe? Păi, în primul rând, clinica nu are niciun an de existență. Am deschis-o în martie anul trecut. Deci în martie anul ăsta te invit la petrecerea de sărbătorire a unui an. Am deschis-o împreună cu sora mea. Pe numele ei? Pe numele ei, Berta Lahmad. Berta, care e undeva acolo, la fel de frumoasă ca și Audai, deci o familie, cred că și părinții la fel de frumoși, că altfel n-aveți cum să-i zici, ieșiți amândoi atât de frumoși și de deștepți. Contează mult. Și frumoși și deștept e un lucru mai rar. Da, care și este medic, chirurg plastician. Părinții tot medici? Nu, venim dintr-o familie, mama este profesoară, iar tata este inginer. Și noi doi direct medici. Ei ne-au insuflat pasiunea pentru medicină și cred că au făcut un lucru bun, chiar dacă când eram mici poate nu apreciam la fel de mult ca acum. Bun. Care sunt genul de servicii pe care le oferă Flawless? Păi, în primul rând, de la intervenții minim invazive, adică de la injectări cu filere, cu toxină botulinică, lipoliză cu substanțe care topesc grăsimea, care este o procedură foarte căutată în clinica noastră, până la intervenții chirurgicale, pe care noi în clinica aici le oferim, nu aici în locație, ne închiriem sală de operații și executăm acolo. Cel mai solicitat tratament sau serviciu aici la Flawless? Când vin, toate vor ceva anume, cu ce anume? Dacă există, nu știu, știi că există povestea aia cu tratamentul vampir sau nu mai știu cum se cheamă. Da, RP-ul, oferim și acea procedură. Există chestia asta? Ce înseamnă de fapt chestia asta cu vampirismul? Că mulți zic, bă, că trebuie să schimbi tot sângele și să-ți bage altul. Este o intervenție prin care se recoltează sânge de la pacient. Există o centrifugă care separă sângele de plasmă, iar acea plasmă se injectează în diferite părți ale corpului, dar aici în clinică nu este prea solicitată și în general, la nivel global, cea mai cerută intervenție este botoxul. Și chestia asta cu hormonii de creștere? Care, de pildă, Madonna, Loredana Groza, au abordat-o de ceva timp și pare să că are mult succes varianta asta de hormon de creștere, dar nu genul steroist. Nu, nu, nu. Ceea ce luați voi în culturism și etc. Sunt anumiți steroizi sau hormon de creștere special pentru față, pentru a întinde, exact. Este un pic off-topic față de chirurgia plastică. Ce este? Puțin off-topic, adică... Ok, ca să se înțeleagă toată lumea. Dar este pasiunea mea, endocrinologia, și mă bucur că ai deschis subiectul ăsta. Da, se folosesc hormon de creștere, adică somatotropină, undeva la 2-3 unități, care sunt folosiți în scopul anti-aging, pentru piele, pentru păr, ajută foarte mult. Pur și simplu întinde. Da, ce face? Dezvoltă celule, face anabolism, se numește. Deci nu mai intervii chirurgical în toată povestea, ci intervii din interior către exterior. Din interior către exterior, dar toate astea combinate cu chirurgia plastică ne dă un rezultat aproape spre perfecțiune. Și e bună varianta asta pe care, să spunem, atât Madonna cât și Loredana Groza au ales-o? Varianta asta, metoda asta e bună? Da, da, eu o recomand, dar cu niște analize în prealabil. Recomand niște marcări tumorali, pentru că fiind un hormon de creștere, duce la o dezvoltare celulară. Și să nu vrem să apară și alte celule care nu... Efecte secundare. Secundare, da. De aceea, niște analize făcute în prealabil scad considerabil riscul. Ce facem cu Flawless-ul? Dezvoltăm, venim cu servicii în plus, înmulțim Flawless-ul la nivel
local sau național, tu să-mi spui. Da, încercăm să ne perfecționăm și facem mereu cursuri, că să fim în trend cu toate procedurile noi care există pe piață. Și da, avem o idee în cap să ne dezvoltăm, pentru că ne-a luat prin surprindere ușor. La valul, direct. Da, da, exact. Și vrem să deschidem o locație mult mai mare. Unde? În București, aici, pentru început. Și în viitor ne gândim undeva la Cluj sau Timișoara. Dar Clujul, în primul rând, că acolo e bătaia peștelui și mulți bani. Exact. Și vrem să facem ca o clinică care are și săl de operații și undeva la 5-6 cabinete în care să avem, pe lângă chirurgie plastică, să avem și ginecologie, să avem și medicină de familie, să avem și cardiologie, să încercăm să oferim un pachet complet. Servicii complete într-un mini-spital, putem să-i spunem. Spital, da, exact. Asta am în plan. Când preconizezi că se întâmplă? În următorii maxim 2 ani de zile. Cred că o să te chem la inaugurare atunci. Venim noi. Mersi mult, Iudai. La mulți ani încă o dată și să văd cât mai multe flawless, atât în București cât și în țară. Abia aștept. Doamne ajută, vă mulțumesc frumos încă o dată. Mulțumim și noi frumos. Flawless Clinic by Dr. Iudai a fost gazda noastră. Îndrăzniți, atât pot să vă spun. În rest, Dumnezeu cu mila. Vă scot la masă în minutele următoare, pregătiți-vă. De ce zic asta? Pentru că avem în obiectiv o locație foarte drăguță, într-o zonă extrem de cunoscută, extrem de tranzitată, cel puțin de ziua națională e locul principal, e punctul forte, mă refer desigur la Arcul de Triumf. Fix lângă Arcul de Triumf se află locația pe care urmează să o prezentăm, pe care urmează să o vedem împreună. Ahmed Restaurant. Restaurant ce-i drept cu specific arăbesc, mâncarea arăbească e o mâncare foarte bună, sănătoasă și foarte gustoasă. Ahmed Restaurant, luați de priviți și poftă bună! Mine, proprietarul locației, hai să facem și cunoștință. Cu cine stăm de vorbă? Eu sunt Ahmed, din Siria. De cât timp e deschis Ahmed Restaurant aici, lângă Arcul de Triumf? Deci noi cam luna viitoare, în ianuarie, facem un an. Mulți înainte! Hei, bravo! Și pare să are succes locația, pentru că am preferat să venim la o oră relativ liniștită, ora 3:30-4, de obicei în marea majoritate a restaurantelor din București e liniște. La Ahmed Restaurant, după cum bine vedeți și pe terasă și în interior, deja e foarte multă lume, e foarte apreciat înseamnă. Da, noi avem un profil de client din spate care chiar ne caută și vine după noi. Și noi apreciăm asta și îl mulțumim pe ei și îl așteptăm în continuare. Clar, linia meniului este pe ceea ce înseamnă meniu cu specific arăbesc. Exact, deci avem o linie de meniu foarte mare și variată, este mâncare orientală și mâncare libaneză și orientală e același, adică până la urmă. Bucătarii români, sirieni? Nu, sunt sirian și eu sunt bucătar de felul meu. Și tu ești bucătar? Gătești, adică intri în bucătărie și stai cot la cot cu ei? Da. Chiar sunt, intru în bucătărie, fac preparatele și în curând deja o să scoatem pe masă, îl vedeți dumneavoastră
și fac cu plăcerea și meseria asta cam fac de aproximativ de 18 de ani. 18 ani de când gătești, mulți înainte. Mulțumesc. Lămurește-mă puțin ce înseamnă capacitatea restaurantului Ahmed de aici din București. Câtă lume poate mânca la oaltă, în interior sau de ce nu, există și partea de terasă acoperită, dar și de terasă descoperită în perioada caldă. Ce capacitate are ca și restaurant? Capacitate totală. Da, deci eu, noi acum în salon, cum vedeți dumneavoastră aici, cam aproximativ 80 de locuri. Boate de brăsoane înăuntru în salon. Avem terasă afară și jumate din ea închise, cam între aproximativ 4-5 de persoane. Și la aer liber, cum ar fi, tot așa, aproximativ 4-5 de persoane. Îmi spuneai că există fosta locație în care tu ai deschis primul restaurant, în momentul de față s-a transformat în cofetărie. Spune-mi și despre ea. Deci în locație... Cum se cheamă? La restaurant, era înainte tot AMI restaurant. L-am schimbat, este acum Argan Denis. Este o cofetărie, m-am gândit să-l fac cofetărie pentru că e locație foarte aproape una de alta. Și ca să nu stric și așa, m-am preferit să merg pe partea de cofetărie. Cofetărie tot ce înseamnă torturi, gatu, eclere, plus de cofetărie orientală. Ia când s-a deschis? Că am înțeles că e foarte proaspătă, e foarte nou deschis. Nu, avem doar două zile. De două zile. Mulți ani și cu cofetăria acolo, Ahmed. Da, mulțumim. Deci sper că să fie bine și mergem tot înainte, continuare. Doamne ajută! Ahmed, felicitări și dă Doamne să se liniștească poveștile acolo în Siria. Doamne, și să deschizi și în Siria un restaurant. Da, chiar... Dar păsa să nu-l închizi, să rămâi aici. Nu, rămân și aici, pentru că aici deja sunt de o viață aici. De 23 de ani, totul e o viață de om. Totul se poate și posibil, doar să vrea omul și totul se poate. Mulțumim din suflet, șucram. Afon. Am zis bine, șucram? Da, a spus foarte bine. Alan Oselan. Asta zic. Mulțumim mult, Ahmed. Ahmed, așadar, Ahmed Restaurant. Loc foarte frumos, loc foarte bine amenajat. Dacă vreți să, nu știu, să vă ceți cu gândul la nopțile arabe, Șeherezadă, știți, legenda, etc. Veniți către Ahmed Restaurant. E un loc care vă va primi cu multă căldură și întâi de toate cu mâncare bună. Mulțumesc din suflet, Ahmed. Și eu vă mulțumesc că ați ales pe noi și ați venit la noi și vă aștept cu mare drag. Abia aștept să ne revedem când deschizi și în Cluj. Cu drag. Mersi mult. Mulțumim mult. Ahmed Restaurant, ăsta a fost, să nu-l ratați, că e păcat.
hai zic să mai ieșim și prin oraș, că nu strică. Și nu oriunde în București. Aia zic. În centru vechi. Centru vechi rămâne de interes nu doar la nivel național, chiar și la nivel internațional. Este o zonă extrem de tranzitată, de apreciată și în care foarte multă lume ajunge pentru a se distra, pentru a-și petrece timp liber și, de ce nu, pentru a mânca. Și dacă zic de mâncare, uite că centrul vechi bucureștean s-a înnoit cu o locație nouă, splendidă, o vedeți în spatele meu, este locația care ne va găzdui în minutele următoare. Opia Restaurant, lux, pot să vă spun, senzație ca și locație, ca să fie și rimă în propoziție. Ea ne este gazdă și o să vă placă foarte mult. E un loc, un spațiu, o locație care promite foarte mult de acum încolo. Opia. Să rețineți Opia, pentru că este un loc care de acum încolo promite foarte mult și vă va surprinde foarte tare. Cum, în ce fel, de ce, unde, în ce parte a zonei centrului vechi se află? Are cine să ne lămurească lângă mine, proprietar al locației, zic bine, coproprietar, dacă sunteți doi, e unul mic, drăguț și extrem de deja celebru în centrul vechi și asta datorită unei locații pe care toți o cunoașteți, Fredo, Vlăduț în speță. Vlad al nostru, pe care îl pup, îl salut și mă bucur că ne-am revăzut la Belgrad, la petrecerea celor de la Moet. Dar de data asta, coproprietar în poveste, cine? Andrei este numele meu. Andrei și Maicu. Venit Andrei Toslucchi. Unde, în centrul vechi, se află Opia? Lipscani, numărul 41. Este într-o intersecție extrem de bătută de toată lumea, cu multe locații de jur împrejur și, în fine, ați reușit să redați spațiul ăsta care era ocupat ani la rând de un magazin de încălțăminte. Iată, ați reușit într-un final să-l luați și să-l reamenajați și să-i dați de fapt viața de care avea nevoie. Exact ceea ce se cerea la program, ca să zic așa, pentru că în zonă, într-adevăr, sunt multe locații, dar cum arată Opia, mai puține. Bravo! Mulțumim! 2 ani de zile ne-am chinuit ca să ajungem să deschidem și suntem încântați că vă place. Sper să prindă la toată lumea. N-are cum să nu prinde la cum e amenajat, cel puțin. Arată splendid. Vă mulțumim. E o plăcere să auzim vorbe bune despre munca noastră. Și când s-a deschis? 21 decembrie a fost prima zi în care am reușit să deschidem după 7 săptămâni de muncă zi și noapte. Ați împlinit o lună. Mai avem câteva zile și împlinim o lună. La mulți ani înainte de acum. Mulți ani de acum încolo chiar să aveți, pentru că ați făcut o super treabă. Și hai să intrăm puțin în detalii. Ce înseamnă ca și capacitate interioară? Aveți, desigur, parte de terasă, spunem. Parte de terasă, interior, undeva la 150 de persoane. Și pe terasă? Și pe terasă, cu tot cu terasă. Cu tot cu terasă. Tot cu terasă, 150 de persoane. Terasa vrem să o extindem în sezonul cald. Hai să îi lămurim. Eu am spus că e restaurant, dar pe timp de weekend, mai exact joi, vineri, sâmbătă de început, avem club. Deci nu se putea dezice Vlăduț de la vechea lui dragoste. Restaurant însă, în cea mai mare parte a timpului, restaurant, meniul. Pe ce linie mergem cu meniul, Andrei? Meniul, având în vedere că momentan în centrul vechi sunt foarte mulți turiști străini, am ales să mergem pe un meniu românesc, reinterpretat, lucrat un pic. Așadar, meniu tradițional românesc, reinterpretat,
negreșit, extrem de gustos, confirm. Luați de privit câteva dintre bucatele, multele bucate pe care, de care vă puteți bucura dacă veți alege să ajungeți măcar o seară aici la Opia, în centrul vechi bucureștean. Ce facem cu Opia? Care sunt, nu știu, planurile pentru viitor? Ce aveți de gând să aduceți în plus sau nu? Spune-mi. Momentan ne concentrăm foarte tare pe detalii, ca să finalizăm absolut tot ce ține de design. Mai avem multe lucruri de pus la punct. Dar până la sfârșitul lunii februarie, noi credem că o să terminăm tot ce înseamnă de implementat. Pe 29 februarie vrem să facem și deschiderea oficială, da, unde o să ne invităm prieteni apropiați și pe restul oamenilor care vor să facă parte din proiectul nostru. Iar după această deschidere oficială ne vom concentra doar pe distracția oamenilor și voia lor bună, care se simtă foarte bine la noi în locație. Mai deschideți vreun alt spațiu? Ați gândit lucrul ăsta? Aveți în cap așa ceva sau nu? Momentan am avut timp să ne gândim la alte spații. Important este să ajungem aici unde ne dorim și dacă avem oportunitate și se ivește un spațiu potrivit, de ce nu? Îl luați. Categoric. Bravo oricum pentru ce ați reușit până acum. Bravo Vlad, bravo Andrei. Opia, un loc frumos care vă așteaptă de acum încolo în centru vechi.